Reforma protestantă, secolul al XVI-lea La începutul secolului al XVI-lea, Biserica Catolică era într-o criză profundă, datorită unor crize multiple care i-au slăbit autoritatea. Acestea au fost cauze religioase, unii papi, cardinali sau episcopi nu erau modele de moralitate și scandalizau pe credincioși cu puritatea lor imorală. La acestea se adaugă și lăcomia după avuție, care s-a manifestat prin tot felul de taxe, nepotism, acordarea de favoruri rudelor sau prietenelor, în special prin numirea și promovarea lor în funcții, și simonie, păcat care constă în încercarea de a cumpăra cu bani puterea harului apostolic sau preoțesc cauze economice. Biserica Catolică era cel mai mare proprietar de pământuri. Cauze politice Rivalitatea dintre principii germani și italieni și creșterea sentimentului național. Cauze culturale Umaniștii renașterii au sesizat diferența dintre biserica din zilele lor și cea din primele veacuri creștine, săracă, dar virtuoasă. Necesitatea unei schimbări a fost susținută răspicat de Martin Luther, 1483-1546, Germania, un călugăr german cu studii teologice, inclusiv doctoratul și filosofice. Prilejul revoltei lui Luther l-a constituit predicarea indulgențelor, iertarea păcatelor imediat și sigur în funcție de suma de bani dată de păcătos de către călugării dominicani. În ajunul sărbătorii tuturor sfinților, Luther trimite un protest al cătui de 95 de teze în care critică papalitatea. Reacția papei nu l-a impresionat, arătând că, afară de Sfânta Scriptură, nimeni nu este infailibil, cineva care nu poate greși, care nu se poate înșela. Considerat eretic, Luther s-a adresat poporului german, făcându-și mulți adepți. Fiind protejat de nobil, el a tradus Biblia în limba germană. Ideile lui Luther s-au extins rapid în Germania și în țările de nordul și centrul Europei, inclusiv în Transilvania. La îndemnul împăratului catolic, Carol Quintul, din 1529, adresat statelor aderente la luteranism, acestea au protestat solemn, de aceea luteranii sunt numiți și protestanți. Afară de Luther, au apărut și alți reformatori, Urlich Zwingli, Elveția, partea germană, și Jean Calvin, Elveția, partea franceză. Biserica luterană sau protestantă se mai numește și evanghelică, fiindcă are la bază doar Sfânta Scriptură. Cele trei învățături protestante principale sunt sola fide, mântuirea numai prin credința omului, sola grația, mântuirea numai prin har, sola scriptura, singurul izvor al revelației divine, este numai Sfânta Scriptură. Luteranismul a redus numărul celor șapte taine numai la trei, botezul, euharistia și pocăința. De asemenea, protestanții de toate ramurile nu acceptă cultul vechii biserici universale, cinstirea preacuratei Fecioare Maria și ca născătoare de Dumnezeu, cinstirea sfinților îngeri și a sfinților, sărbătorilor, cinstirea sfintei cruci ca obiect de cult, venerarea sfintelor icoane, a sfintelor moaște și vechile tradiții legate de aceste sărbători. Neștiind sau neputând să se oprească, reformatorii în frunte cu Luther au ajuns la un creștinism desfigurat, abia perceptibil. Sfat pentru viață: să păstrăm credința dreaptă a Bisericii Ortodoxe. Să nu o schimbăm și să nu o părăsim pentru un câștig sau ajutor material, nici pentru alte credințe străine. Cine cade din dreapta credința bisericii ortodoxe, se rupe de Hristos, de sfinți și nu are mântuire. <mâncări> Învățăturile Sfinților Părinți Protestanții luterani au reușit să se împartă în mai mult de 70 de secte. Fiecare din ele afirmă că deține adevărul. Dacă Luther și Calvin ar fi căutat adevărul și slava lui Dumnezeu, dar nu pe a lor, atunci când au văzut rătăcirea și abaterea de la dreapta credința Bisericii Romano-Catolice, ei ar fi putut să vină în Biserica Ortodoxă. Dar iubirea de slavă i-a dus la rătăcirea lor și a altora. Luteranii n-au preoție deoarece n-au episcop, fiindcă întemeritorul lor, Luther, n-a fost episcop și deci n-a putut să transmită ucenicilor harul preoției. Sfântul Ambrozie de la Optina, 1812-1891 A fost o singură biserică pe pământ având credința adevărată, dar a venit ispita. Papa, cu adepții lui, s-au pasionat de înțelepciunea de șarte și a căzut de la adevărata biserică și credință. Aceasta este prima treaptă de cădere în minciună și în tuneric. Apoi papismul a dat naștere la protestantism, care încrezându-se în înțelepciunea de șarte, s-a rupt de credința papistă. Aceasta este treapta a doua spre minciună și în întuneric. De la protestanți s-au născut tot felul de alte secte. Aceasta este treapta a treia de cădere. Nici la papiști, nici la protestanți, nici la anglicani nu este adevărul dumnezeesc. El se află doar în biserica Ortodoxă. Sfântul Teofan Zevorâtul, 1815-1894. Lectură De ce îngăduie Dumnezeu să vină asupra dreptei credințe atâtea urgi și necazuri, pe când pe eretici? sectanți și păgâni îi lasă să se bucure de tihnă și de pace. De ce? Întreabă Sfântul Ioan gură de aur și tot el răspunde îndată. Așa, ca să vezi slăbiciunea păgâneștii și ereticeștii credințe, care se descompune de la sine fără să o atace nimeni, și ca să vezi tăria adevăratei credințe, care, lovită, scuipată și pururea însângerată, fiind din toate părțile, îndură toate cu pace și chiar crește și se înmulțește sănătoasă, în pofida tuturor vrăjmașilor. De aceea, în discuțiile cu sectanții și păgânii, destul este să le arătăm că ortodoxia, supusă veșnic prigonirilor până la ucidere și sânge, veșnic a rămas deasupra și biruitoare, chiar când întreaga lume s-a pornit împotriva ei. Sfântul Isaac Sirul zice, Minunata dragoste de oameni a lui Dumnezeu se vede atunci când omul se află în primejdii mari și în chinuri pasibile să-i strunce nădejdea. De-abia atunci se arată pe față puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Căci omul niciodată nu recunoaște puterea lui Dumnezeu atunci când petrece mereu în liniște și libertate. Sfântul Nicolae Velimirovici, episcopul Ohridei și Jicei. Dicționar. infailibil. Cineva care nu poate greși, care nu se poate înșela. Reformă Mișcare religioasă, apărută în prima jumătate a secolului al XVI-lea, care a adus la destrămarea bisericii, modificare a unor stări de lucru. Indulgență Conform învățăturii catolice, Indulgența este iertarea totală sau parțială a păcatelor pe care Biserica Catolică o acordă credincioșilor în schimbul unei sume de bani. Indulgențele iartă pedeapsa vremelnică și nu vina pentru care este nevoie de dezlegare sacramentală la spovedanii. Indulgențele nu sunt recunoscute de Biserica Ortodoxă.